Epopeea podului de la Vadu Pașii pare una fără sfârșit. De mai bine de 7 ani se tot vorbește de refacerea acestui obiectiv, dar nu a fost nimic pus în practică. Însă acum reprezentanții Consiliului Județean spun că au vești bune de la Ministerul Culturii, care a decis că podul de la Vadu Pașii poate fi reabilitat și chiar a programat demararea lucrărilor în această primăvară. Vor începe în această primăvară. S-au făcut anumite demersuri și unele modificări care nu le-am putut face noi, era vorba de consultanți, știți că consultanții care trebuiau să avizeze această lucrare trebuiau să fie agreați de Ministerul Culturii, se va reabilita pe structura vechiului pod. În acest proiect a mai fost luată în calcul și o altă variantă, cea de construire a unui alt pod paralel cu cel vechi, însă această propunere a picat după ce Ministerul Culturii a dat undă verde pentru reabilitarea actualului pod.